Dragii mei frați, iubită familia Domnului, prin harul bunului Dumnezeu, cu această ocazie o să poposim împreună într-un loc foarte bogat, numit Testamentul lui Enoch. Și acest testament al lui Enoch este parte dintr-o serie mai lungă pe care am intitulat-o Testament. Este Testamentului Absalom, Testamentului Solomon, Testamentului David, fiecare dintre ei și toți ceilalți din scripturi și noi înșine, față de familia noastră și de cei care sunt în jurul nostru, și noi lăsăm un anume testament. Adică este vorba de viața ta redusă la esență, cu ce ai rămas de la omul acesta sau ce ai lăsat tu în urma ta. Pentru cei care vin după tine, croiți cărări drepte, acesta este testamentul nostru. Haideți să înălțăm o scurtă rugăciune de călăuzire. Tată, în numele Domnului Isus îți mulțumim pentru călăuzirea în tot adevărul a Duhului Tău Sfânt. Acesta este darul pe care îl cerem prin predarea acestui cuvânt, ca El, Doamne, să devină putere și viață în noi. Prin Domnul Isus. Amin. Astfel că viața lui Enoch redusă la esență, este cuprinsă în următoarele cuvinte pe care le găsim în Genesa, în capitolul 5. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. El a trăit mai mult, dar nu dintotdeauna a umblat cu Dumnezeu. Când i s-a născut primul lui copil, atunci Enoch și-a dat seama de relația dintre el și Dumnezeu și a început să umble cu Dumnezeu, cum umbla copilul lui cu el și-a dat seama de uh, relația aceasta de dependență și și-a dat seama că viața nu poate să decurgă altfel decât prin umblarea cu Dumnezeu. Orice altceva este moarte, nu este viață. Și atunci el a ales să umble cu Dumnezeu. 300 de ani. Apoi, Sfânta Scriptură spune în versetul 24, Umblarea aceasta cu Dumnezeu a fost urmată de faptul că a fost luat de Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu. Iubitii mei, testamentul lui acesta este, deci este legat de umblarea cu Dumnezeu. De fapt, noi am atins această temă în diverse împrejurări. Astăzi, însă, vom rămâne asupra acestui unic sens al ei umblarea cu Dumnezeu, ca prezență a lui Dumnezeu în ființa noastră. Umblăm cu prezența lui Dumnezeu în minte, în suflet, în inimă, în cuvinte, în purtări, oriunde suntem, umblăm cu prezența lui Dumnezeu. Astfel că același cuvânt este scris despre Noe, umbla cu Dumnezeu, același cuvânt este spus de însuși Dumnezeu lui Abraham. Abraham nu a avut biserică înainte sau scriptură să fie învățat despre aceste lucruri. Probabil că în mintea lui ca și a noastră s-a ridicat întrebarea ce trebuie să fac. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost direct în Genesa capitolul 17 cu 1, direct la punct. Și anume, i-a spus așa, eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Aceasta este, aceasta este singura singurul cuvânt al lui Dumnezeu. Toate celelalte, tot ce vedem, derivă din acesta și ne ajută să împlinim pe acesta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Revin spunând cu privire la cele 10 cuvinte rostite pe muntele Sinai, numite de noi legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Revin spunând că ele se reduc la cea din tâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Punct. Tot ce urmează de aici încolo, ne arată metodica sau ne arată cum să putem împlini acest cuvânt. Și la fel îi spune lui Abraham. Eu sunt Domnul cel tot puternic. Umblă? Ce să fac ca tu să fii Domnul meu? Cum să împlinesc în viață acest cuvânt? Cum se va împlini acest cuvânt în mine? Și atunci Domnul i-a răspuns versetul 1. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Adică nu te abate umblă înaintea mea. Adică nu face nimic care nu este făcut în prezența mea. Nu, face, nu rosti niciun cuvânt pe care ai dori ca Dumnezeu să nu l-audă. Nu face niciun fel de faptă pe care ai dori ca Dumnezeu să nu o vadă. Nu, absolut deloc. Umblă înaintea mea fi fără prihană, adică așa cum a spus Domnul Isus Hristos: Fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru e desăvârșit atunci se ridică întrebarea în sufletele noastre, ca și ucenicii, pe păi în cazul ăsta, cine poate să spună despre așa ceva? Nu, nu poate nimeni și nici nu trebuie să spună cineva așa ceva. Ci Dumnezeu este cel care se angajează că el va împlini și va face în și din viața noastră ceea ce a spus. Este el care lucrează în noi, nu noi care lucrăm pentru el. Aceea este fără Dumnezeu, aceea este în firea noastră pe când noul legământ voi pune în ei o voi pune legea mea în inima lor, le voi da o inimă nouă. Toată este, tot ce conține noul legământ sau neprihănirea prin credință sau umblarea cu Dumnezeu, toate aceste lucruri izvorăsc și vin de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne dă și voința și înfăptuirea. Dacă nu avem aceste lucruri, nu este pentru că nu ne-au fost date, ci pentru că nu le-am primit. Aceasta este un alt capitol. Dar toți acești oameni ai lui Dumnezeu au avut această notă comună. Și Iacov spune în binecuvântarea lui Iosif că părinții lui, părinții mei Abraham, Isaac, au umblat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, înaintea căruia au umblat părinții mei. Deci este umblarea cu Dumnezeu, este testamentul lor, este marca vieții lor. Despre un poet se poate spune o anume poezie, un cântăreț o cântare, un compozitor, a rămas o marcă anume. Despre oamenii lui Dumnezeu se spune un singur lucru. Au umblat cu Dumnezeu. Și lucrul acesta îmbracă diverse forme, funcție de fiecare ființă sau chemare a lui Dumnezeu, dar nota comună rămâne aceeași. Ce, am putea să, ce concluzie am putea să tragem de aici? Umblarea cu Dumnezeu, care se dorește a se prelungi în eternitate, adică pentru totdeauna, umblarea cu Dumnezeu este precedată și condiționată de umblarea cu Dumnezeu aici. E de ne discutat o viață trăită fără Dumnezeu aici cu dorința de a umbla cu Dumnezeu în viața viitoare sau în eternitate. Ați observat că nici pe pământ nu se poate așa ceva. Și anume un om seceră ce asemenea. Balam se roagă, el vrea să trăiască în fără de legi și în lăcomie, el vrea să trăiască în acestea, dar vrea să aibă sfârșitul celor neprihăniți. Nu, doar celor care umblă în neprihănirile este da sfârșitul celor neprihăniți. Celor ce umblă în este da sfârșitul celor nelegiuiți este o ciudățenie a minții și a sufletului a trăi într-un fel, dar a dori să sfârșim altfel. Cea mai mare dintre ele fiind a umbla pe pământ fără Dumnezeu, dar am vrea, trecând dincolo, să umblăm cu Dumnezeu. Abia, într-adevăr, pe patul de moarte, un om este dezbrăcat de toate înșelăciunile de legiuirii și își dă seama că toate acestea sunt nimic și atunci ar vrea să primească, să moară, să aibă sfârșitul celor neprihăniți. Dar lucrul acesta, sigur că este, este absurd. Ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Umblă înaintea mea în neprihănire, nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb pentru că nu și-au mânjit hainele. Dar cine poate să țină haina curată? Păi nu, nimeni. Nimeni nu poate să-și țină haina curată, dar Dumnezeu care ne-a dat haina ne poate ajuta să o păstrăm curată. El este cel care păstrează haina noastră curată. Prezența Lui. În prezența Lui nu se petrece aceste lucruri. Aceasta înseamnă în mod practic umblarea cu Dumnezeu. Nimic care să păteze conștiința, care să păteze memoria noastră, care să păteze conștiințele altor oameni în jurul nostru. Nimic de genul acesta nu trebuie să aibă loc în viața celui unde Dumnezeu este prezent, acolo unde El este prezent. În prezența Lui nu se întâmplă astfel de lucruri. Spre exemplu, nu a existat niciun caz de, de persoană care să moară în prezența lui Isus. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ceea ce arată că prezența Lui e totul. De aceea ne îndeamnă epistola către Coloseni, așa cum ați primit pe Hristos, noi am primit la botez și cei mai mulți oameni au primit pe Iisus la botez, așa să și umblați în el. Adică nu se încheie acolo periplul sau călătoria noastră spre Dumnezeu, nu se încheie acolo, ci urmează umblarea cu Dumnezeu atât pe pământul acesta cât și pe noul pământ. Ei vor umbla cu mine a zis Domnul. Și, practic, cum se petrece lucrul acesta, umblarea cu Dumnezeu? Păi, este tot opera lui Dumnezeu aceasta. Umblă înaintea mea. Dacă El, diferența este, capitala diferență este că Dumnezeu, împreună cu cuvântul Lui, revarsă și puterea. Când ne-a spus, umblă înaintea mea, a vărsat acolo puterea necesară ca acest lucru să se împlinească. Umblați scârmuiți de Duhul. Ce înseamnă conduși de Duhul? Înseamnă ca în permanență noi să consultăm clasul uh, Duhului Sfânt, Doamne. Este bun gândul acesta. Încotro mă îndrept. Uneori nu e nevoie să întrebăm. Simpla referire, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Simpla referire la El, uh, imediat îndreaptă pașii noștri. Umblați călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Trăim prin Duhul, în adevăr, dar spune Galaten 5.25 să și umblăm prin Duhul, nu doar să trăim. Noi nu suntem chemați doar la vegetare, ci suntem chemați la rodire, umblați prin Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă în esență a umbla cu Dumnezeu? Sigur că lucrul acesta este un lucru limitat, e în parte, cum sunt toate lucrurile în viața noastră, în parte, este ceva în parte, și este legat de imaginea pe care o avem noi despre Dumnezeu. Noi umblăm cu Dumnezeu așa cum îl cunoaștem și așa cum am crezut și ce am crezut despre El aceste, acest crez despre Dumnezeu, această imagine a lui Dumnezeu, stă la baza călăuzirii noastre în viață. În felul acesta vom fi călăuziți. De aceea este să numește viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ați observat că Iisus definește esența păcatului ca fiind necredință. Spune clar, prima opera a Duhului Sfânt este de a face, a face, un om conștient de starea lui. În ce privește păcatul, spune Mântuitorul, pentru că ei nu cred în mine. Ei nu cred în mine. Ați observat că încă de la începutul începutului, esența păcatului a fost a nu crede în Dumnezeu. Nu cuvintele lui. Cu adevărat a zis, da, așa a zis. Hai, uite, eu vă spun ceva. El este altă. Și atunci ei au încetat să mai creadă în El. Nu cuvintele. Cuvintele au rămas aceleași, dar au ajuns să fie înțelese cu totul și cu totul disperat de greșit. În momentul în care ai pierdut încrederea, să zicem în soție sau în soț sau în, în familie, în cineva într-un prieten, în momentul în care ai pierdut această încredere, orice fel de lucru care se întâmplă. În jurul tău este privit și văzut în această lumină a neîncrederii. De aceea a spus Domnul Isus Hristos: Aceasta este esența păcatului. Ceea ce El ne-a spus nouă, umblă înaintea mea, este dependent de gradul de încredere pe care îl avem în El. Știți bine acea celebră ilustrație cu omul care trecea peste Niagara cu o roabă pe o sfoară. Și a întrebat publicul, credeți că pot să trec? Da. Tu crezi? Eu cred că pot să treci, da. Ai curaj să te sui în roaba asta nouă? E clar. El credea ceva, dar nu credea în cineva. Așa că acel, acest lucru se aplică în viața și, la viața și ființa noastră. Când încrederea noastră în Dumnezeu, este deplină și acesta e darul lui Dumnezeu, nu este produsul vreunui, vreunei minți sau abilității noastre. Este darul lui Dumnezeu, El ne dă aceasta. Prin har fost mântuiți, prin credința aceasta nu vine de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Noi trebuie, Nu trebuie să luptăm cu mușchii, să înstărim mușchii credinței tot mai mult și tăm. Aceasta nu este un, prod un produs al ființei noastre, ci noi trebuie să luptăm cu sufletul care să primească darul acesta de la Dumnezeu. În momentul în care darul este primit, întreaga ființă, întreaga umblarea noastră este cu totul schimbată. Biserica se, se, bucura de pace în toată Iudea, ceea ce ne arată că aceeași lege care se aplică la un om se aplică și la o biserică. Și spune cuvântul mai departe, se întărea sufletește și cheia. Umbla în frica Domnului. Aici este cheia. Cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Deci aceeași lege se aplică la o persoană, la o familie sau la o biserică sau la lumea noastră în care trăim cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea pentru că umbla înaintea lui Dumnezeu. Și acesta este viitorul lumii. Acesta este viitorul lumii. Indiferent care, ce forme va îmbrăca opoziția, ea este condamnată deja și războiul este cu totul și cu totul câștigat și încheiat la Golgota. Iar ceea ce vedem astăzi noi, atunci când Domnul a spus s-a sfârșit. Acesta a fost decretul pentru execuția răului. Răul urma să fie executat. Se încheie. Păcatul va, nu va mai fi. Nu va mai fi pe noul pământ. De aceea spune Sfânta Scriptură, prorocește prin Isaia, neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale dacă tu vei umbla înaintea lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Cartea Apocalipsei ne arată nouă că spre aceasta se îndreaptă omenirea întreagă, neamurile vor umbla în lumina ta. Versetul acesta cuprinde în sine mai mult decât agenda politică sau economică sau chiar morală a lumii noastre de astăzi. Este un final decretată de Dumnezeu. Neamurile vor umbla în lumina ta. Există ispita aceasta în noi, despre care menționam anterior din epistola către Coloseni, să primim pe Hristos, dar să refuzăm să umblăm în Hristos. A doua parte dovedește, dacă prima parte a avut loc, dacă tot orice om mărturisește că a primit pe Isus, dar semnul că o persoană a primit pe Isus este umblarea cu Isus. Acesta este semnul. Dacă cineva spune că a primit pe Isus, dar de fapt nu umblă cu Isus, sau nu, crede în Dumnezeu, dar nu umblă cu Dumnezeu, lucrul acesta este, așa cum spune Biblia, se înșeală pe sine. Ați observat ce s-a întâmplat cu Iosua, Marele Preot care a venit și a primit de la Mântuitorul haina neprihănirii. El avea haine în vârdare, i s-a dat haina aceasta sfântă, dar lucrurile nu s-au încheiat acolo. În versetul 7 din Zaharia 3, Domnul continuă cuvântul și spune, acum, deci era îmbrăcat în alb și toate erau la locul lor, acum, dacă vei umbla pe căile mele, dacă vei păzi poruncile mele, atunci vei judeca și casa mea și vei privegea asupra curților mele și concluzia, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici, dacă vei umbla. Nu doar dacă ai primit haina aceasta, nu doar dacă ai mărturisit credința aceasta, nu doar dacă ai primit pe Isus, ci dacă vei umbla. Aceasta este condiția care este așezată înaintea fiecăruia dintre noi. Revin spunând și sublinind Semnul că ai primit credința este umblarea în credință. Semnul că ai primit pe Isus este umblarea cu Isus. Semnul credinței în Dumnezeu este umblarea cu Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, nu te poți scuza. Poți spune, n-am știut, n-am auzit, nu mi-am dat seama că dacă mi-a fost dată haina, trebuie să umblu înaintea lui Dumnezeu, trebuie să umblu cu el, căci, alt altfel degeaba am primit, degeaba ați crezut, spune Biblia. Ți s-a arătat ce e bine, spune Mica. Nu poți să... Conștiința ta știe, știe inima ta clar că ți s-a arătat ce este bine. Și între altele încoronează, după ce spune să faci dreptate și să iubești mila, încoronează viața aceasta cu să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Umblarea cu Dumnezeu este semnul credinței în Dumnezeu. Umblarea înseamnă prezența lui Dumnezeu în fiecare viață, în fiecare lucrare. Sunt mulți oameni care se așează în spatele amvonului și și mai mulți în bănci care cred că odată ce o persoană este acolo, în spatele amvonului, este sub inspirația lui Dumnezeu, este sub directa inspirația lui Dumnezeu. Da sau nu? Pentru că Ezechiel, capitolul 13, versetul 3, spune Vai de prorocii fără minte, care umblă după Duhul lor și nu văd nimic. De deci, ce oamenii aceștia umblă? Experiența aceasta este un risc pentru fiecare dintre noi. Putem să stăm în spatele unei avon și putem să umblăm. Putem să avem slujba aceasta de proroc, dar spune cuvântul nu umblă după Dumnezeu. Nu umblă cu Dumnezeu ca Enoch. Testamentul lui Enoch, ci umblă după Duhul lor. Ei se încred în ceea ce cred ei sau simt ei că ar fi bun sau nu cu privire la Dumnezeu. Femeia a văzut, a privit și a acționat în funcție de părerea ei, de omul, păcătuirea, intrarea păcatului în lumea noastră. O acțiune în funcție de gândul tău, de percepția ta, cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Ei umblă după Duhul lor. I s-a părut uh, plăcut, bun de mâncat, i s-a părut plăcut de privit și de dorit să deschidă mintea și bazat pe această părere, nu a după Dumnezeu, ci a umblat după părerea lui omul, atunci s-a comis păcatul. Același lucru se întâmplă și astăzi și același lucru se poate întâmpla la învon. Nimeni să nu ia lucrul acesta ca un dat, odată ce este cineva acolo, obligatoriu. Nu. De asemenea, să nu lepe de cineva descoperirea lui Dumnezeu pe bază că o persoană nu stă în spatele unui astfel de amvon. Nu, Dumnezeu poate să meargă într-un deșert și să spună locul ăsta este sfânt. Și prezența lui îl face sfânt. Scoate încălțămintea din picioare. Iar Isaia avertizează în capitolul 50, versetul 11, Voi toți care aprindeți focul, nu e un foc venit de la Dumnezeu acesta, ci aprins de om. Voi toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. Acesta este pericolul care ne paște pe noi. A umbla în lumina focului nostru. Trebuie să ne întrebăm, este acesta focul Duhului Sfânt sau este focul nostru? Este acesta adevărului Dumnezeu sau sunt cărbunii noștri pe care i-am pus acolo? Cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă pe fiecare om în parte, începând cu Părintele Credincioșilor, umblă înaintea mea. Și așa îndeamnă el pe întregă, întreaga omenire, dar în mod cu totul aparte, pe biserica lui, aceea care mărturisește credința în Dumnezeu. Stați și întrebați care este calea cea bună și apoi spune Ieremia 6 cu 16, umblați pe ea, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Nu ajunge să știți o care fi adevărata credință, care fi e credința Domnului nostru Isus Hristos, au credința lui Isus. Aceasta e singura adevărată credință. Noi toți cunoaștem în parte, prorocim în parte, dar adevărata și singura credință este credința Domnului nostru Isus Hristos. Umblați pe ea, umblați pe calea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și partea a doua, și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Nu suntem noi în această generație atât de chinuită, sufletește. Nu suntem noi în generația în care floarea cade la pământ tinerii noștri. Își pierd viața în atâtea locuri, nu suntem noi în locul acesta în care biserici întregi, a căzut, din biserici întregi, a căzut floarea, nu există niciun fel de viitor, există doar o nostalgie, un lung cortegiu funerar. De ce? Pentru că n-am umblat și nu umblăm pe căile care ne-au fost arătate. Am umblat cu Dumnezeu. Aceasta este calea. Este singurul adevăr, este singura credință. Nu este un alt Dumnezeu, nu cunosc un altul. Domnul însuși spune lucrul acesta. În fața acestei invitații, umblați cu Dumnezeu, umblați pe cale, pe cel care a spus eu sunt calea, dar umblați pe calea aceasta. În fața acestei chemări, noi putem să răspundem cu un da sau nu. În versetul 16 din Ieremia 6, ei au răspuns cu nu. Nu vrem să umblăm pe ele. Nu vrem. Este un act de voință. Este un act de cunoștință. Duhului Dumnezeu luminează sufletele, ți s-a arătat ce este bine. Nu, nu aceasta e problema. Este un act de voință. Dacă vom pune voința noastră în slujba luminii și a umblării cu Dumnezeu, atunci Scriptura spune, veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Iubiții mei, în viață și în umblarea noastră, suntem de fapt într-o școală. Ea se numește școala umblării cu Dumnezeu. Aceasta, acesta este testamentul lui Enoch. Acesta este testamentul lui Abraham și a tuturor celorlalți care au umblat cu Dumnezeu. Acesta este și testamentul la care suntem noi chemați să contribuim sau să-l reprezentăm. Să se poată spune un singur cuvânt în familia ta despre tine. Să se poată spune un singur cuvânt. Au umblat cu Dumnezeu. Dacă acest cuvânt este spus, în el se cuprind toate lucrurile. Nu va fi important cât ai umblat, cât de mult, nici cât de mult ai realizat, ci o singură întrebare, cu cine a umblat omul acesta? Alerg spre țintă. Dar nu știu dacă departe sau aproape știu cine este ținta ca să câștig pe Hristos. Nu alerg ca unul care nu știe un cotro, nu lovesc cu pumnul în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cuva, după ce am propovăduit altora umblarea cu Dumnezeu, eu însumi să fiu lepădat. Iubiții mei, nu poate fi așezată înaintea ochilor ființei umane o perspectivă mai înaltă decât aceasta. De aceea, haideți să închinăm câteva cuvinte în rugăciune a care ne poate ajuta să umblăm cu El pe pământul acesta. Doamne Dumnezeul nostru! Îți mulțumim în numele Domnului Isus și prin Duhul Tău Sfânt pentru această înaltă, înaltă, înaltă chemare de a umbla cu Dumnezeu. Ce onoare, ce har, Doamne, să umblăm cu Tine în tot ce facem pe Pământul acesta. Ajută-ne ca întotdeauna să devenim conștienți de Prezența Ta, ajută-ne să cultivăm Prezența Ta, Doamne, și să luăm aminte totdeauna la Prezența Ta. Niciodată să nu luăm hotărâri fără Tine. Niciodată să nu păstrăm în minte gânduri fără tine sau cuvinte sau fapte, ci ajută ca prezența ta să fie totdeauna prezentă pentru noi, fără niciun fel de întrerupere. Acest lucru a fost adevărat în viața Domnului nostru Isus Hristos și cerem și noi darul acesta la nivelul nostru, Doamne, în numele Domnului Isus Hristos. Amin!